Hei, eu sunt Andreea de la Andreea Lumea Cărților, iar astăzi am să vă prezint cele 6 zile din Maratonul de Citit, organizat în colaborare cu Maia de la Biblioteca Maiei. Vizionare plăcută! Hei, asta e prima zi din Readathon și este deja ora 7 seara, iar eu am reușit să ajung cu lectura undeva pe la pagina 60 din cele 190 de pagini. Îmi place foarte mult această carte și sper că în seara asta să ajung pe undeva pe la pagina 100, dacă pot chiar să trec de această pagină. Iar noi o să ne vedem mâine și o să vă spun dacă am reușit să termin cartea sau dacă o voi continua și în a treia zi. Pa! Hei! Asta este a treia zi din Readathon și îmi cer scuze că ieri am uitat să filmez și trebuia să vă spun dacă am reușit să termin cartea Dosarul clopoțiilor de Crăciun, așa că astăzi am să vă spun ce am reușit eu ieri să citesc. Deci, am terminat cu brio această carte și mi-a plăcut foarte mult și chiar de-abia aștept să citesc și celelalte cărți din această serie. S-a citit destul de ușor, scrisul fiind destul de mare și bineînțeles că în curând o să vedeți și o recenzie pentru ea, pentru că am făcut și pentru dosarul Popcorn și am decis să fac câte o recenzie la fiecare carte din această serie. Și astăzi ar trebui să încep cartea Nick și Tesla în război cu robo armata, pentru că așa v-am spus în TBR. Dar am început să o citesc, am citit doar primul capitol și apoi nu am mai putut să o citesc pentru că pur și simplu nu mă atragea destul de mult încât să reușesc să o citesc pe toată. Ea avea un scris destul de mare și avea și ilustrații și experimente, dar pur și simplu nu am mai putut să o citesc și am decis să o schimb. Și în aceste următoare două zile aș vrea să citesc cartea Miraculoasa călătorie a lui Edward Tulan de Kate DiCamillo, o carte de la editura Arthur. Mi se pare o carte destul de ușor de citit, are un scris foarte mare și niște ilustrații care îmi plac foarte mult, sunt color și îți fac lectura mult mai frumoasă. Eu deja am început să o citesc și sunt deja la pagina 65, mai exact la capitolul 8. La fiecare capitol este câte o poză micuță care îți prezintă oarecum o părticică din acel capitol. Deci eu sper să o termin. Dacă pot să o termin astăzi ar fi foarte, foarte bine, dar am să revin și mai târziu să vă spun cum mai stau eu cu lectura. Pa! Hei! Este tot a treia zi din maraton și, spre uimirea mea, am reușit să termin cartea pe care tocmai v-am spus că o voi începe și anume Miraculoasa călătorie a lui Edward Tulan. Mi-a plăcut foarte, foarte mult această carte și s-a citit foarte ușor, având scrisul mare și destul de multe ilustrații. Are o poveste foarte frumoasă care nu mă așteptam să-mi placă așa mult. Am crezut la început că este o carte pentru copilași mai micuți, dar mi-a plăcut și mie și chiar vă recomand și vouă. Este o lectură care vă poate scoate și din reading slump și pur și simplu merită citită această carte. Deci, eu acum am să continui să citesc ce alte cărți care nu fac parte din maraton și noi ne vom vedea mâine să vedem dacă încep cartea pentru ultimele două zile. Pa! Hei, asta este a cincea zi din maraton, iar eu ieri nu am filmat nimic pentru că nu am fost acasă și nu aveam ce filma pentru că cartea pentru a treia și a patra zi o citisem în a treia zi și astăzi trebuie să citesc, astăzi și mâine, de fapt trebuie să citesc
Danny, campionul lumii. Eu am început-o, nu am citit foarte mult, astăzi sunt pe la pagina 44, dar sper să înaintez cu lectura, pentru că este destul de ușor de citit, după cum știți, cărțile de Roald Dahl, pline cu ilustrații și cu un scris foarte mare. Și sper să o termin cât de repede pot și să ajung în seara asta măcar până la jumătate. Noi ne revedem mâine. Pa! Hei, asta este a șasea zi din maraton, iar eu am reușit să termin acum la ora 8 seara cartea Danny, campionul lumii, și cu asta am terminat eu acest maraton de citit. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o carte foarte interesantă. Eu nu știam nimic despre această carte, nu citisem niciodată sinopsisul și m-a surprins pentru că nu mă așteptam să aibă acest subiect. Și am să vă las să citiți și voi sinopsisul. Mi-a plăcut foarte mult și s-a citit ușor și vreau să spun că ieri nu am mai citit nimic de când v-am spus vouă. Rămăsesem tot la pagina 44, parcă, și astăzi a trebuit să citesc de la pagina 44 până la sfârșit, dar nu a fost foarte greu. Pa! Cam acestea au fost cele 6 zile din maraton. Eu sper că v-au plăcut și eu sunt foarte bucuroasă că am reușit să citesc aceste 3 cărți care mi-au plăcut foarte mult, ele fiind Dosarul clopoțeilor de Crăciun de Ana Rotea, Miraculoasa călătorie a lui Edward Tunan de Kate DiCamillo și Danny, campionul lumii de Roald Dahl. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu ca să ne strângem cât mai repede 300 de cititori ca să anunț câștigătorul concursului. Dacă nu v-ați înscris, aveți link în descriere și vă aștept cu mare drag să participați. Noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa, pa, spor la citit!